potoli. Să mă anunțați și pe mine când vă potoliți. Ăla altceva, dar sunt obosit, sunt vai de capul meu. Pă bune. Ia uite, bă. Ce oameni, bă. Ce oameni, mă, să-mi bag cu cele, n-au zis nimica. Bine, după Comic-Con ăsta, noi suntem obosiți, suntem morți, cred că ne trebuie o săptămână de zile să ne revenim. Eu nici nu mai dorm noaptea, mă trezesc așa, știi, și Comic-Con? Fără caterincă. Deci am... Ca după război. Gen Battlefield 1, nu așa, gen. Te împușcă unul în Battlefield 1. Da. Ce facem noi azi aici? Păi ce să facem? Ce facem în fiecare miercuri, așa cum v-am obișnuit în ultimele luni? Iși? A nebunit lumea cu ișul. Așa. Deci, mailbox, noi răspundem la întrebările voastre. Vă recomandăm chestii, șocoteli, știi? Hai să înceapă! Miau? Ce miau? Miau pisică. Ai auzit pisica? Miau pisică. Miau pisică? Serios? Îți iei pisica? Nu. Poți să iei pe asta noastră de aici? Da. Da, 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 da. Gata, hai să începem. Yannis, upgrade PC. Salut, Madalin și Roberto. Vreau să trec de la Ivy Bridge la Cabby Lake și am făcut un wishlist. Carcasa, hard disk și placă video am. Vreau să știu dacă componentele sunt compatibile, trebuie schimbată placă de bază. Și ce sursă am recomandat? Vreau una silențioasă și ieftină. Vreau să-l folosesc în mare parte la jocuri, cum ar fi Rise of the Tomb Raider, The Division, Far Cry Primal și Battlefield 1. A, și etc. Etc. Știi că e joc? Da, e cam prost optimizat. Da, merge pe orice sistem, da. Placa mea video actuală este un 1050Ti Gaming X, adică de la MSI. Da, am reținut. Bun, ce-i tu în wishlist aici? Ai 8 GB RAM la 2133, un SSD UV400 120 de GB, Cabby Lake i5-7400 și placa de bază GAB250M. Da, este tot în regulă, componentele tale sunt compatibile între ele, cele din wishlist, și sunt 100% convins că sunt compatibile și cu cele pe care le ai tu. Acel 1050Ti o să se descurce de minune cu procesorul pe care ți l-ai ales tu, i5-7400. În ceea ce privesc sursele, iată la ce mă gândeam eu, ce surse mă gândeam eu. Avem odată sursă Enjoy Titan 500, este certificată 80 plus bronz și are 500W, mai mult decât ok pentru toată configurația sistemului tău. Iar a doua, cea pe care ai văzut-o tu prin sistemele noastre, este de la Segotech și se cheamă GTR 550W. E o sursă bună, te rog frumos să te uiți în comentariile celor care au achiziționat-o, să vezi că nimeni nu se plânge de ea. A doua întrebare, Hilmdex Mailbox. Salutare, echipa Pisigaraj, am nevoie de niște sfaturi și păreri de la niște specialiști. Iară specialiști, mă? Bă, la Comic-Con am fost specialiști, ei suntem specialiști. Cât de specialiști suntem, mă? Ceva gen... ăla la, la cuțite, cum îi zice aia? Șef la cuțite. Noi specialiști la șuruburi. Gen, nu știu. Bun, avem două wishlist-uri și el mai zice așa, jocurile care le joc sunt Rise of the Tomb Raider, GTA 5, Outlast 2 plus eSports. Pe care sistemul o să meargă mai bine, plus argumentare. Ce ai ales tu aici? Ai ales hard disk de 1 tera, carcasă, sursă de 450W, uite cine știe, memorie 16 GB de RAM la 2666, GTX 1060 Armor, Gigabyte GAB250, G4560 și carcasă Genesis Titan 660 Plus, pe care este nu știu câta oară când o văd și nu înțeleg de ce e atât de specială. Al doilea wishlist este hard disk Western Digital de 1 tera, aceeași sursă, 8 GB de RAM la 2400, 1050Ti Gaming X, B350M, R5-1400 și aceeași carcasă Genesis Titan 660. Eu m-aș duce pe al doilea wishlist. De ce? Ai o placă video cu 4 GB memorie video dedicată. În pofida faptului că este mai slabă, se vedea ghilimele de rigoare, decât GTX 1060 cu 3 GB, eu consider că această minunată cantitate de memorie, 4 GB, o să te ajute fără doar și poate în Rise of the Tomb Raider. Acela care, în momentul în care treci pe DirectX 12,
te atenționează. Dacă nu ai o placă video cu 4 GB memorie video, video dedicată, s-ar putea să ai ceva probleme în ceea ce privesc drop frame-urile. Dacă mergi pe DirectX 11, spre exemplu, și cu detalii un pic mai jos, adică nu very high, e totul în regulă. Pe de altă parte, ai nevoie și de un procesor cu un suport țapăn, nu un dual core. Un quad core, eu cred că e mai mult decât ok. Plus, pe R5400 poți să lași și ceva în background să-ți ruleze muzică, YouTube sau altă chestie de genul ăsta, față de 4560, care, dacă ai făcut lucrul ăsta, începe să sughiță, să sughițe sistemul. 16 GB pe parte de memorie RAM, 16 GB versus 8 GB RAM, nu prea se face diferența pe aceste două configurații. Ionuș și Prian, problemă că și salutare, Madalin și Roberto și toată echipa PC Garage. Salutare! Mi-am achiziționat de ceva timp o perete de căști Marvel HG9012, recunosc nu de pe PC Garage, greșeala mea. Dar nu contează. Iei-te unde vrei tu. De câteva zile am probleme cu ele. În timp ce mă joc sau ascult muzică, mi se deconectează dintr-o dată, ca și cum le-aș scoate eu din PC și se conectează la loc. Țin să menționez că sunt pe USB. Păi, ai zis un pic mai devreme, nu? Nu, n-ai zis. Ai greșeala mea. V-aș ruga să mă ajutați sau să-mi spuneți de la ce este problema, de la căști sau de la porturile USB de pe calculator. Până acum țineam căștile conectate în panoul din față. Am încercat să le bag în spate și am aceeași problemă. Eu îți recomand decât atât. Mulțumesc anticipat, stimă și respect. Eu îți recomand decât atât. Ia-le frumușel, strânge-le, curăță-le dacă, na, eu știu, sunt murdărele de praf, de alte nebunii de genul ăsta, curăță-le frumușel, bagă-le în punguliță, bagă-le în cutie și trimite-le la service. S-ar putea să fie o problemă cu ele. Dacă nu la cablu USB, atunci cu ele pe pavilioane, cablu în pavilioane și așa mai departe. Fuga cu ele la garanție. Repede, repede, nu mai sta. Hai! Next! Ready? Steady? Go! Raul Torge, Mailbox. Salut echipa PCG. Aș avea nevoie și eu de puțin ajutor și răspuns la câteva întrebări. Am făcut un wishlist cu ce aș vrea să achiziționez în viitor cât mai apropiat. Și am nevoie de părerile voastre. În primul rând, sursa ar fi suficient de mare să țină totul și dacă ar mai trebui să modific ceva în wishlist. Mulțumesc anticipat. Pâs. Faceți o treabă bună. Țineți-o tot așa. Adică asta e ca aia. Keep up the good work. Bun. Wishlist-ul lui. Hai să deschidem wishlist-ul și vedem. Wishlist-ul se cheamă Doamne ajută. Bine. Doamnele ajută. Dacă știi ce vreau să zic. Avem un hard disk Western Digital de 1 tera, blue. Bun, până aici e bine. N-am trecut prea mult. Sursă SITEC High Power Element Smart de 650W pentru un R5500X și un RX470 Strix. Cam mare sursa. 500W e suficient pentru întreg sistemul. Pentru întreg sistemul. 500W. Vezi dacă găsești da, același model de 500W de la SIRTEC. Memorie 8 GB RAM la DDR4 la 2133, carcasă gote de Wind Black, tastatură Redragon de Varaja, mișto tastatură, B250M mortar, greșit. Nu este. Acum l-am deschis și acum l-am văzut. Ți-ai ales procesor de la AMD și placă bază de la Intel. Trebuie să găsim dandalatele. De 412 lei, de 412 lei odată, de 412 lei de două ori, de 412 lei de trei ori. Și o să fac acum pentru că, na, AM4, 420 de lei. Ia să vedem, 420 de lei, ce apare aici? Haide mă, internetule! Gata, l-am rezolvat. Îl rezolvăm. MSI B350 Bazooka. Deci tot de la MSI, iaca, am rezolvat problema. Altceva? 470, RX1500, carcasă. Asta e singura modificare pe care trebuie să o faci în wishlist-ul tău, să scoți B250M mortar, care este pentru procesoare Intel, și să adaugi B350M bazuca. Adică, e cam același dracu. Mortarul pui așa, bazuca trage așa.
Aia e, următorul. Mortarul e, cum ai zis tu? Cum ai zis? Mortarul e ori de la de mortar, ori mortieră. Dar cred că ei, în momentul în care au zis mortar, s-au gândit clar la... Înțelegi? Bună! Mihail Ia. Salut, Madalin și Roberto, aș vrea să cumpăr acest PC. Ia să vedem ce PC ai tu aici. Acest PC. Ok. Un Tena Western Digital Blue, 16 GB RAM de drept 4 la 2133, quad channel? De ce quad channel? Corsair de 450W, Worship Eva carcasă, GTX 1060 Windforce OC 6 GB, i5-7500, plac de bază B250 în mortar. Blum. Așa, de ce quad channel kit? Ia-ți un dual channel kit, de ce să ocup toate 4 sloturile cu 16 GB? Poate vrei peste o perioadă de timp să mai pui încă 16 GB. Ce faci? Le scoți pe astea, le vinzi și... Ia și tu, plus că quad channel kit-ul e mai scump decât un dual channel kit. Ia 16 GB DDR4 2133, același Corsair Vengeance LPX, dual channel. Și ce mai zice aici? Componentele sunt compatibile? Da, sunt compatibile. Sursa aduce componentele? Dacă nu, recomandăm una, te rog. Duce, fără niciun fel de problemă. În câte FPS-uri pot să filmez GTA 5? Pe ce? Pe 1060 Windforce OC 6 GB cu i5-7500? Cu siguranță, peste 65-70, poate chiar mai bine. Cu detalii pe high și very high. Deci nu oricum. Bravo, bravo. Altceva mai avem? Am SSD deja. Aia e. Trecem la următorul. Teo și Ionuț. Nu, Teo Ionuț. Iordache Ionuț. Teo Ionuț la From și subiect Iordache Ionuț. Ok. Salut, Mădălin. Doresc să achiziționez următorul sistem. Bung. Plus Kingston SSD NAU UV400 120 de giga, pe care îl dețin deja. Și am următoarele întrebări. 1. Sistemul este compatibil? Vedem imediat. 2. Ar fi o idee bună să schimb acel i7-6700K cu un i7-7700K, având în vedere că acesta din urmă are probleme de supraîncălzire. Cred că s-au rezolvat. Dar chiar și așa, dacă nu s-au rezolvat, eu știind că au un istoric acolo, îți recomand să rămâi pe 6700K. Culorul face față oricăruia dintre cele două procesoare, vedem imediat. 4. Excluzând placa video și procesorul, ce alte componente mai ieftine îmi recomanzi pentru a-mi permite să achiziționez un monitor de tip TN de 144Hz, 24 inci, 1 milisecundă, în locul acelui AOC, și ce fel de monitor îmi recomanzi, având în vedere că nu vreau ca sistemul să depășească suma totală de 7200 de lei. Ce avem noi aici la omul ăsta, la wishlist? Ia să vedem ce avem monitorul. Okidoki. Hai să vedem. Deci, D14, super cooler. Ține, fără niciun fel de problemă, orice procesor. Hard disk 1 Tera, Western Digital Blue, 16 GB de DDR4 la 2133, Corsair RMI Series 750W, nu ai nevoie de 750W. Ce procesor și ce... Ai un 6700K și un GTX 1070 G1 Gaming. Nu ai nevoie de o sursă de 750W pentru configurația asta. 750W, modelul pe care ți l-ai ales tu, ar fi mai mult decât ok dacă ai făcut un SLI de GTX 1070. Înțelegi? 550, hai 600W sunt arhisuficienți pentru configurația ta. Așa că eu îți recomand să te duci pe RMI Series și să cauți varianta de 600W. Din câte mi-aduc eu aminte, ce ai ales tu acum este un full modular. Caută echivalentul de 600W din aceeași serie. i7-6700K, monitorul AOC Gaming, dar e un monitor bun ăsta. De ce ai vrea să... ok, hai să vedem ce putem să facem. Odată, dacă renunți la sursa asta, mai ai bănuți pe care să-i adaugi pentru un eventual Acer Gaming de 144Hz și de 24 inci și 1 milisecundă și TN. Ai înțeles? Carcasă Segotep Halo... Opa! Avem o problemă în wishlist-ul tău. Înălțime Cooler CPU 155 de mm maxim. Suportă Segotep Halo Black.
Black, pardon. Iar NHD 14 știu că are 160. Deci dacă nu vrei să stai cu carcasa deschisă, eu îți recomand să te uiți la altă carcasă sau să schimbi cooler-ul cu alt model. Și Gigabyte B250 HD3P. Ai avea de unde să mai tai și să-ți iei un monitor exact cum îl vrei tu. Primul buget de unde ți întorc bănuții sunt în momentul în care schimbi, în momentul în care schimbi sursa. 750W e mult prea mult pentru configurația ta. Mult prea mult. Nu ai SLI, nu ai Crossfire, nu ai nimic. Aia e. Păi da. Și înainte de a trece la ultima întrebare din mailbox de astăzi, tot pentru Teo Ionuț, eu ți-aș sugera să te gândești la ceea ce spun acum. În loc de i7-6700K, i5-7600K. Gândește-te la ce ți-am spus acum. Caută un pic ceva review-uri pe afară, comparație în gaming și toate astea și să vezi că nu e foarte mare diferența. Și mai recuperezi niște bani acolo pe care ai putea să-i bagi în monitor și să-ți iei un monitor ca lumea. Probabil unul de 27, de ce nu? Și acum să trecem la ultima noastră mailă. Nu? Chiar așa să nu reușești să faci ultima întrebare? 17.000 de catralioane de oameni au încercat să intre. Bă, dar toma la asta, ultima, care vine din partea lui... Hă? Știi? Tu știi? Nu știi. Numai Doamne, Doamne știe. Adevărat. Florin Samoilă. Salut! De ceva vreme strâng bani să-mi fac un PC de streaming plus gaming și luna viitoare aș dori să-l cumpăr, însă am câteva nelămuriri. Nu știu dacă să merg pe platformă Intel sau AMD. Menționez că nu am producător preferat, mă interesează doar performanță cât mai mare. Am făcut două wishlist-uri, am văzut link-urile acușica, și aș vrea să mă ajutați cu următoarele informații. Care dintre cele două sisteme m-ar ajuta mai mult pentru gaming, streaming și editare video plus upload YouTube? Ce ar mai trebui să schimb și unde, dar fără să depășesc un buget de 12.000 de lei? Fără să deschid wishlist-urile, eu, după capul meu, cred, așa și după ce am văzut în ultima perioadă de timp vis-a-vis de AMD, eu m-aș duce pe Ryzen atunci când vine vorba de streaming, gaming și randare, editare, randare de videoclipuri. Poate să zică toată lumea, păi da, dar și Intel-ul poate să facă chestia asta. Da, dar am văzut foarte multe, foarte multe videoclipuri pe YouTube de la YouTuberi mari și review-uri mari de hardware care fac aceste trei lucruri simultan. Randare, adică encodare, plus streaming, plus gaming. Cred că ăsta ar fi un lucru bun pentru tine. Ba mai mult decât atât, Ryzen-ul are o putere de randare un pic mai mare decât 6700K, decât Skylake, chiar și decât Kaby Lake. Asta înseamnă că timpul de randare al unui videoclip o să fie mai mic decât cel al lui Skylake și Kaby Lake. Noi am făcut testele aici pe sistemele noastre de editare și, într-adevăr, chiar amărâtul ăla de 1700X le-a bătut la fund, pe românește spus, pe toate procesoarele noastre de aici. Pe toate, pe toate. Și acum să deschidem wishlist-urile tale. Primul este cu hard disk de 1 tera Western Digital, SSD 240 de GB Fury, 16 GB RAM de 3.4 la 3000 de MHz, sursă de 650W pentru ce sistem? Ah, ok. Carcasă H440 Made Black, cooler Hydro Series H115i Extreme Performance, GTX 1070 Strix Gaming, monitor, am înțeles acum de ce vrei să schimbi monitoarele, și procesorul Ryzen 7, bâlbele mele infinite, 1700X pe placa de bază X370 Pro. Ai o problemă în configurația asta. H115i nu are suport pentru AM4, pentru Ryzen, deci ar trebui să schimbi cooler-ul cu altul.
Eu ți-aș recomanda să mergi pe ceva pe aer pentru Ryzen, unde 14 ar fi mai mult decât, mai mult decât ok. Și al doilea, al doilea wishlist. Acela spații de stocare, 16 GB de DDR4 2133, i7-6700K pe Z170 Pro Gaming, aceeași sursă, aceeași carcasă, același cooler, deci este aceeași configurație în mare. Da, îți recomand, eu personal îți recomand 1700X pentru tot ceea ce vrei tu, pentru streaming, gaming și randare. Asta e părerea mea, dar tu nici nu ești fan nimic, ai și zis că nu ești fan nimic. Eu o iau prin prisma performanțelor și a productivității mai mult. Ryzen-ul îți cade un pic din timpul parcurs pe partea de editare față de Skylake și față de Kaby Lake, am zis un pic mai devreme. Ce ar mai trebui să schimb? Păi, mai nimic. E ok. Aia e. Nu? Da. Aia e. E bine. E bine. Asta a fost ultima întrebare din mailbox-ul de astăzi. Ultima întrebare care ne-a omorât la propriu, că de fiecare dată când mă apucam să citesc, ba mai intra cineva, ba mai suna un telefon, ba mai bipăia un mesaj, firara naibii să fie. Până săptămâna viitoare, nu uitați să ne trimiteți mail-uri la care noi o să vă răspundem pe cele două adrese, pcg.ro/tv și live@pcgarage.ro. Să aveți o seară minunată, toate cele bune!